România rămâne principalul partener comercial pentru Moldova, asta arată datele Biroului Național de Statistică, potrivit căruia în primele 10 luni din 2019 exporturile către statul vecin au continuat să crească. Astfel, conform datelor BNS, în această perioadă aproape 27% din exporturile țării noastre au ajuns în România, în timp ce în Rusia, al doilea partener comercial al Moldovei, au fost vândute 9% din mărfurile produse la noi. Ce ține de exporturile moldovenești în țările Uniunii Europene și CSI, în primul caz, au fost de 65,5%, cu 4% mai puțin decât în primele 10 luni din 2018, iar în al doilea caz au fost de 15,5%, cu 1,8% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Precizăm că, per total, exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,6 miliarde de dolari, cu 8,7% mai mult față de ianuarie-octombrie 2018. În același timp, în primele 10 luni ale anului, importurile de mărfuri au constituit 4,8 miliarde de dolari, volum mai mare cu 1,7% celui înregistrat în perioada corespunzătoare din 2018.